Stimați colegi, este 15.00, dacă sunteți de acord, declarăm deschisă ședința de Consiliul Local de astăzi, 26 octombrie 2016. 27, pardon, da. Și începem cu ordinea de zi. Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar Drăgănuță Neculai, președinte de ședință pentru luna noiembrie 2016. Aici o să avem încă două subiecte. Procesul verbal de pe luna septembrie și procesul verbal de pe luna octombrie. O să le avem imediat după desemnare. După aceea, proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgoviște în calitate de membru fondator la constituirea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul 3-2016. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Ocna pe anul 2017. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru anul școlar 2016-2017 pentru personalul nedidactic din instituțiile de învățământ aflate sub autoritatea Consiliului Local Târgu Ocna. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public a orașului Târgu Ocna, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 de 26.10.1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 27.12.2001. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute pentru suprafața totală de 27,5 m² în favoarea EON Distribuție România S.A. în scopul realizării investițiilor în locuire PTM numărul 25 cu PTAV Târgu Ocna și extindere LEA 0,4 kV și branșament trifazat la rețeaua de energie electrică la halta de mișcare Târgu Ocna. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind datărea în folosință temporară cu titlu gratuit a unei suprafețe totale de 1647 m² în favoarea SC Compete S.A. în scopul realizării investiției în locuire condută Țiței Fi 10 țori și 3 sferturi Vermești Târgu Ocna la Păunești, în zona gara Godevil Târgu Ocna, monumentul Poieri pe lungime de circa 2 km. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind analizarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, strada Crizantemilor numărul 14E, extra Milan, pentru investiția constituirea construirea locuință subsol, parter și mansardă, garaj, împrejmuire, teren și raport la utilități, beneficiar Dudu Gică și Dudu Mataliela. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal pentru teren situat în orașul Târgu Ocna, pentru investiția construirii unei locuințe, împrejmuire, teren și raport la utilități, orașul Târgu Ocna, strada Podei, beneficiar Șopron Felician. Felician, pardon. Scuze. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru investiția construirea acoperirii la construcție existentă în orașul Târgu Ocna, strada Cenegri, numărul 13, fost magazin unic, beneficiar Cuciuc Ilie. Punctul 13. Informare privind organizarea manifestărilor cultural-artistice din orașul Târgu Ocna. Punctul 14. Informare cu privire la achiziția imobilului în orașul Târgu Ocna, strada Gheorghe Asaci, numărul 2. Și punctul 15, care îi place cel mai mult domnului Roșeț, punctul divers. Dacă sunteți de acord, vă propun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Cine se abține? Pentru că tot m-ați pomenit. Cine este împotrivă? De acord cu toate celelalte, mai puțin cu punctul divers. Deci sunteți pentru sau împotriva ordinii de zi? Nu, nu. Sunteți împotriva ordinii de zi? Exact ce spun. Deci de acord cu toate punctele de la ordinea de zi, mai puțin cu punctul divers. Deci în concluzie sunteți împotriva ordinii de zi prezentate. Ei, domnule președinte, dar de ce îmi răstălmăciți vorbele? Pentru că așa este din punct de vedere.
vedere juridic. Am prezentat o ordine de zi pe care am supus-o la vot. Și nu puteți să fii parțial împotrivă și parțial de acord. Nu vă înțeleg logica, dar să se consemneze exact ce am spus. O să se consemneze cu adevărat așa cum ați spus. Trecem în urma aprobării dumneavoastră, trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar Trăgăruță Nicolae, președinte de ședință pentru luna noiembrie 2016. Comisiile. Comisia juridică a visului. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, domnul Trăgăruță, în luna noiembrie, veți fi președinte de... de ședință. Am spus încă din preambul, aici intervine procesele verbale de pe luna septembrie și octombrie, pe care le voi supune aprobării, dacă nu aveți, bineînțeles, discuții. Sunt discuții pe procesele verbale aferente lunii septembrie și lunii octombrie. O să încep cu luna septembrie. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva care nu a fost prezent domnul Irie pe 6 septembrie, da? Pentru luna octombrie, dacă sunt discuții vis-a-vis de procesul verbal, este așa cum a fost el elaborat, ședința extraordinară care a avut-o în 6 sau 7 octombrie. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Se opune cineva? Este cineva? Se abține? Ați fost prezent nici dumneavoastră, nici domnul Iau. Cred că nici domnul Ilie n-a fost. Da, înseamnă că la mine invers. Știam că... Cea extraordinară n-ați fost. Cea extraordinară din 6 octombrie. Invers. Da, în septembrie ați fost. Bun, trecem la subiectul de pe 2 de pe ordinea de zi asta. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgu Ocna în calitate de membru fondator la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Bacău. Comisiile... Comisia juridică? Aviz favorabil. Comisia economică? Aviz favorabil. Unanimitate de voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Domnul Pantelor. Deci am înțeles pentru constituirea este necesară sumă de 200 de lei. Aș vrea să știu dacă e ceva în plan pe viitor să se plătească o indemnizație, un cont, un ceva anual sau dacă se știe ceva. Suma de 200 de lei, deci 2 milioane de lei, este pentru constituirea patrimoniului societății. Ulterior, după constituirea acestei asociații, cu toate formalitățile prevăzute de lege, probabil că membrii adunării generale vor stabili și o cotizație pe care vom veni în Consiliul Local să o aprobați. Înțeles, credeam că este stabilită, stabilită și vreau să fim informat. Hotărârea este doar pentru constituirea acestei societăți. Da. Ca orice asociație, după ce vor avea prima adunare generală, vor stabili bugetul. Vor stabili cuantumul cotizațiilor, cheltuielile care se vor organiza activitatea, programul. Exact, exact. Așa. Și probabil că nu vor fi numai cotizații, probabil vor mai fi și alte servicii care vor fi la cost. De exemplu, o parte din membrii asociației vor beneficia mai mult, mai puțin de studii făcute de această asociație. Nu știu, dacă, domnul primar, dacă mai aveți completări? Să înțelegem că banii vin atât la aducetul din locale, pentru că după ce se plastică. Și pe urmă... Câte 200 de lei de membru fondator sunt 8. Și pe urmă ei vin cu proiecte să ajute micii investitori și în turism și în orice. M-am uitat și eu puțin. Dar văd că nu prea sunt oameni de specialitate care îi pune în fața turismului. Vinind de la gaz, ne trezăm în șeful turismului, poate la care nu a avut a fost paralel cu turismul. Ce știu eu? Vorbesc de președinte care îi trebuie dacă nu în față. Cu cine poate ajuta? Cu suntem care... Da, un om de turism. O fost să facă la turismul moral, am ținut o lună și porul altis. Dacă îmi permiteți, o să fac o scurtă precizare la vizat de acest proiect asociere. Sunt în acest proiect sunt 8 comunități. Precum ați văzut, Tofteana, Moineștiu, Târgu Ocna, Dărmănești, Bogănești, Zemeș, Consiliul Județean și Băgineștiu, da. Deci sunt 8 comunități, unele au mai mult de apreciez la Nicotova, scuze, că am uitat.
Ce era mai important. Pervogna și Slănic Moldova, care de fapt localitățile și stațiunile care au chiar de-a face... care chiar au de-a face cu turismul. Și pe lângă celelalte, lângă acestea două motoare ale turismului Băcăuan, mai sunt și celelalte partenere de asociere. Acum, nasc această asociație, ați văzut în Consiliul, în adunarea generală a acestei asociații, sunt propuși primarii acelor localități care se intră în asociere. Președinte este din partea Consiliului Județean, domnul Pintilie Iulian, care este director adjunct și el este promotorul de aici. Acum... Oricum, cred, Consiliul Județean a căutat mult până a găsit această persoană. Haideți să nu de față și nu e vreo apărare lui domnul Pintilie, sub niciun formă. Domnul Pintilie este angajat Consiliul Județean și îi spune că era compartimentul turist. Faptul că se constituie asociații la nivelul județului, mi se pare mie că e un pas înainte. Să nu uită că în organigramă e prevăzut un consiliu director, acolo probabil că vor atrage specialiști care cu adevărat să pricep la turism. Că nu cred că Târgu Ocna, Slănic Moldova și celelalte localități care au pretenții de vedere la turismului, să vor lăsa conduși de om care nu o să pricepe. Asta e punctul meu de vedere. Dar problema care voiam eu să vă ridic și e valabilă pentru domnul primar că va fi reprezentantul nostru, haideți să încercăm să scăpăm de acea reprezentare de 1000 de locuitori la un drept de vot și nu știu mai ce. Dacă suntem nu știu câți fondatori, suntem cu drepturi egale, că asta e rolul și menirea membrilor fondatori. În statut se prevede că, în funcție de populația pe care are localitatea, la 1000 de locuitori să ai dreptul la... La 1000 de turiști? Da. Nu, la da, așa trebuie, dacă o ștercăm normal, da. La 1000 de turiști. Chiar am avea cu ce să facem. Și vieze cum la locuitori? Ca să nu mai existe, ca în alte situații, un gen de subiectivism să poată beneficia mai mult cei care au o populație mai numeroasă. Că pe parcurs, probabil că o să adere în asociație și orașele care sunt municipii mai mari, dar la faptul, la urmă, eu știu și... Deci, în cazul ăsta, sunteți de acord să modificăm și să facem amendamentul că să fie la 1000 de turiști? Credeți că ar fi mai important? De ce există statistică? Domnule președinte, bănuiam că să-i dați cuvântul domnului primar și tocmai de asta îmi permit să intervin. Am citit și scopul și obiectivele prevăzute în statut. Dar l-aș ruga pe domnul primar să detalieze un pic, să ne deslușească mai mult asupra scopului și obiectivelor acestei asocieri. Da, permite-mă. Noi suntem membri în Asociația Orașelor din România, suntem membri în Asociația Orașelor Urbanilor Climatice din România și aducem aportul și în toate aceste asociații avem avantajul că o problemă ridicată de noi, într-un cadru instituțional, este mai bine ascultată decât dacă o ridicăm singur. Spre exemplu, Asociația Orașelor m-a desemnat pe mine în acea comisie instituțională la care a avut prima ședință joi la Ministerul Dezvoltării, unde toate localitățile care doresc să fie trecute în planul de amenajare național teritorial cu potențial turistic, ajung la această comisie. Joi am avut prima ședință, unde au fost trei localități, două din Buzău și una din Maramureș, și unde eu sunt reprezentantul Asociației Orașelor. Sunt și membru în regiunea Nord-Est și este bine să ridicăm aceste probleme, pentru că, dacă ați văzut, am reușit să introducem în legea 215 că vor fi consultate și organizațiile municipale. Există Asociația Orașelor, Asociația
municipiilor, Asociația Comunelor și Asociația Consiliului de Țări. Acum să... Și este foarte bine că suntem acolo, pentru că putem ajuta și localitățile din împrejurim, care vor să dezvolte potențialul turismului. Spre exemplu, Moineștiul și-a făcut dosarul pentru stațiune de interes local și, nefiind în planul național de amenajare a teritoriului, are o mică problemă, va trebui să facă această documentație. La nivel de județul Bacău, toate județurile au o anumită formă de asociere pe turism. Și această asociație cred că este necesară, pentru că aceste localități care sunt membri fondatoare, localitățile Adădu Târgu Ocna, Dărmănești, Sărim Moldova, și poate vă puneți întrebarea de ce Măgirești și Zeleși, Măgireștiul, pentru care un muzeu al petrolului și la Zeleși, de asemenea, există un potențial turistic. Nu, domnul Pintilie va rezolva problemele. Domnul Pintilie este împuternicit să ducă aceste hârtii la judecătorie și să obțină înregistrarea acestei asociații. În această asociație vor fi reprezentați din toate localitățile. Scopul nostru este de a promova turismul și vă dau un exemplu de unde am pornit. Dacă mergem la târgul de turism, am fost la Brașov, am fost la București, este mult mai ușor pentru toți să mergem tot județul prin această asociație și fiecare localitate se reprezinte, decât să mergi și să cumperi un stand doar Târgu Ocna. V-am dat unul din exemple. A fost Târgu de Turism sau când va fi Târgu de Turism la Bacău? La București pe 17. La București pe 17. Nu va mai merge Târgu Ocna cu Salina, ci va merge prin asociație și cheltuielile se reduc și vom reprezenta toată zona. Ce rugăminte este să pornim ca membri fondatori. Dacă se va stabili această cotizație, vom discuta la vremea când se va stabili. Deocamdată, dacă celelalte localități doresc să facem această asociație, cred că este bine ca și noi să fim de acord și vom stabili împreună ce vom putea face în acest moment. Mulțumesc! Mai ținem scuții? Eu voiam să mai fac o completare în cont de faptul că localitatea noastră, strategia de dezvoltare a localității, are la principală direcție dezvoltarea turismului și am constatat că în ultima, în ultimii ani, turismul pentru urmă a crescut într-un mod de substanțial. Se pare mie că orice asociere nu-i de bucurie. Asta nu înseamnă posibil, asta nu m-am bazat, este asociație. A zis că o să mai vedeți o problemă cu Sarina. Tot cu Sarina. Nu dăm de poți. Da, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Măciucă, împotrivă. Cine se abține? Domnul Roșeț, abținere. Trecem la punctul 3, deci proiect de hotărâre adoptat. Precedentul proiect de hotărâre numărul 3 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul 3-2016. Comisia Economică a vis favorabil unanimitate de voturi. Alte comisii? Nu l-am mai avut. Dacă sunt discuții. Deci asupra execuției bugetului local pe 2013, trimestrul 3. 2016, trimestrul 3. Dacă nu sunt discuții, supun la vot execuția bugetului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nicio împotrivire, nicio abținere. Abținere. Unanimitate de voturi și proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Comisia Economică a vis favorabil unanimitate de voturi. Dacă nu sunt discuții, eu aș propune doamnei Ghiseanu să ne facă o scurtă întrebare de unde a luat, unde a mai trecut, care sunt pentru a fi informată populația. Rectificarea de buget vine să completeze raportul privind încheierea exercițiului bugetar, pentru că raportul de mai înainte are drept scop redimensionarea veniturilor și a cheltuielilor în funcție de realizările efectuate. Drept pentru care s-a analizat bugetul și până la sfârșitul anului sunt capitole care nu au suficiente fonduri alocate să funcționeze, altele care au surplus de fonduri, gen investiții care nu au fost încă abordate, drept pentru care
s-a făcut această mișcare, s-au luat de la acele capitole și s-a pus la cele care sunt suficiente, la care nu sunt suficiente fondurile. Pe scurt, am prezentat în raport la autorități publice, este capitolul care gestionează activitatea curentă. Luăm de aici 15.000 la capitolul servicii publice generale, unde avem dobânzi la credit, punem sume de 229.000. La tranzacții privind datoria publică, respectiv dobânzi, am scăzut cu 24.000 la învățământ, mai sunt necesare niște sume, 20.000 la sănătate, n-am abordat niște cheltuieli pe care ni le-am propus acolo și luăm 15.000 și așa mai departe în celelalte capitole, astfel încât să funcționăm în mod normal până la sfârșitul anului. Dacă sunt întrebări? Nu. O întrebare pentru dumneavoastră. Cum putem să facem să primească însoțitorii persoanelor cu dizabilități lunar indemnizații? Da. Cred că am sărit capitolul ăsta, chiar și la capitolul 68, asistenți personali, am pus bani din bugetul local. Nu sunt suficienți și asta nu datorită nouă. Chiar am aici niște adrese și o corespondență purtată cu Direcția de Finanțe Publice Bacău. Banii aceștia sunt alocați din surse de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA și la fel ca și salariile profesorilor, vin prin Direcția de Finanțe, se alocă în bugetul local și noi dăm mai departe acestor persoane. Ei au fost estimați la începutul anului pe o sumă, 871.000. N-au fost suficienți pentru că nu s-a luat în calcul creșterea de salarii. Ei au intrat cu o creștere de salarii, doar știți, în sănătate, s-au făcut niște creșteri. La fel au beneficiat de niște compensări pentru salarii din decembrie până în aprilie anul curs. De pentru care sumele nu au mai fost suficiente. Noi am făcut intervenții la finanțe, am adrese și în septembrie și în octombrie, și urmează să ne aloce banii respectivi, la fel cum ne alocă și pentru învățământ. Deci noi așteptăm și am făcut intervențiile necesare. Am înțeles. Totuși, cum se descurcă celelalte orașe care primesc? Celelalte orașe am vorbit cu cele din jurul nostru. E vorba de Molnești, Bucuș, cu cine am vorbit eu. La Bucuș au avut pentru luna asta, nu o să mai aibă pentru următoarea. Deci v-am zis de ce. Pentru că noi am dat și niște diferențe salariale din urmă. Ei n-au dat. Și atunci vom fi în aceeași situație în luna noiembrie. De aia noi am pus acum 20.000 de lei, încercăm să deblocăm o lună și să așteptăm totuși rectificarea de buget. Da. La nivel de guvern. Deci ați înțeles, acești bani și practic vin de la guvern pentru plata acestor. Dacă nu mai sunt alte discuții, vom la vot, cine este pentru rectificare de buget? Cine se abține? Cine este împotrivă? Unanimitate, rectificarea de buget a fost adoptată. Numărul punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor subordonate de Consiliul Local al orașului Târgu pe anul 2017. Comisiile? Comisia Juridică a Distribuției. Dacă sunt discuții? Dacă nu dorește nimeni, supun la vot. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Cine este împotrivă? Cine se abține? Unanimitate de vot. Pentru s-a adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru anul școlar 2016-2017 pentru personalul nedidactic din instituțiile de învățământ aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Comisiile, vă rog. Comisia Juridică a Distribuției. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Unanimitate de voturi. S-a adoptat și acest proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Târgu Ocna, sfârșit prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 26.10.1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 27.12.2001. Comisiile? Comisia pentru Urbanism a Comisia Juridică a Dacă sunt discuții?
Domnul Iacu, vă rog. Poate să ne explici cineva cum s-a constatat aceste plusuri și minusuri față de cum era ruleta mai mare atunci sau acum mai mic? Am măsurat cu metru, cu ruleta, cu cealaltă. Diferențe mari, mi se pare așa, o chestie de... Cred că au fost și un pic estimate. Oricum străzile nu au plecat, nu unde s-au micșorat, unde s-au muncit. Astea sunt urma... Da, mulțumesc. Știți cum ați lămurit? Are cu două. Estimarea a fost făcută în 1999. Da. Nu știu dacă domnul primar are alte explicații. Domnule, aveți perfecte dreptate. Diferențele sunt mari. În 1999 s-a făcut o estimare, o documentație, s-a trimis la Consiliul Județean și a apărut o terenă din guvern în 2001. Acum, când vrem să facem un proiect și vrem să îl facem pe teren și în realitate, constatăm această realitate. Și acum, cu aparatul, nu s-a făcut, nu exista. Așa au fost în inventar, de zeci de ani, au fost preluate și făcute din birou. Acum, abia este, aceasta este măsurătoarea corectă. Și nu putem să facem decât pe domeniul public și dacă nu existăm domeniul public, nu putem promova proiectul, pentru că prin hotărârea aceasta de Consiliu, o încercăm să promovăm până în primăvară să apară hotărârea de guvern, pentru că altfel nu putem promova proiectele de care se discută puțin mai târziu. Cred că o întrebare arătătoare pentru doamna Coleanțe ar fi fost dacă la ora asta orașul Târgu Ocna este în totalitate cadastral. No, ceea ce spun eu, sigur nu este. Deci trebuie să ne mai așteptăm și pe viitor la anumite reîntregiri de terenuri sau o lipsă din terenuri sau completări de terenuri. Ar dori să vă mai completez eu. S-a lucrat după ce au apărut măsurătorii cadastrale și cetățeanul a dat-o fiecare a plătit. Nu s-a lucrat în stereo 70. Acest stereo 70 se raportează la Marea Neagră și se merge pe alte coordonate. Nu știu pe ce criterii mergeau, că acum, chiar și acolo unde avem cadastru, sunt suprapuneri, sunt deplasări foarte mari. Și cred că și la Salinas a avut aceeași problemă, dar dumneavoastră aveți specialiști acolo și nu cred că sunt diferențe mari. Dar ne trezim cu diferențe foarte mari. Și atunci s-a început în acest an și noi am contractat pentru cadastrul general care s-a început și în orașul Târgu Ocna. Am luat cel de Chisești. Sperăm ca să se continue acest cadastru și să reușim și noi să facem cadastru general în puține țări mai sunt care nu au un cadastru. Însă dacă nu este o gândire unitară, fiecare și-a făcut bucățica lui, l-a interesat să iasă suprafața, dar nu poziționarea față de aceste coordonate, latitudinea și longitudinea, să fie corectă. De acum, măsurătorile din urmă se fac așa cum trebuie. Domnul primar, da. Dacă îmi permiteți dacă se termină cadastrarea sau aceste măsurători în mandatul nostru, vă mai confirmăm și ceva. Nu cred. Nu cred. Nu cred pentru că, uitați cum s-a hotărât. Legea asta așa, până pe 30 octombrie, să termine toate măsurătorile. Adică cineva de la București nu înțelege că aceste măsurători, dacă nu se merge pe teren și nu se măsoară fiecare vecin, până nu se lămurește problematicul. De exemplu, noi am făcut la TSE și vă spun cum a decurs. Am măsurat tarlaua, cetățenii au venit la școală și acum, abia acum, se face într-adevăr așa cum trebuie, în sensul că nici 165 n-am lăbărit mare lucru ce am făcut, doar o zonare, iar acum se merge exact și se ia situația din teren. Cine are posesia terenului și apoi vedem exact, se înregistrează provizoriul și se va încerca să lămurească și cu documentele care sunt. Au documente, nu au documente. Și nu se mai ține cont, el are titlu, dar și atunci când a fost titlu, se făcea o schiță cu ruleta și sunt diferențe foarte mari. Într-adevăr, dacă se face cadastrul general și luăm orașul în capul la celălalt, atunci se va ști exact. Deci, de câte ori avem noi acum când să facem proiectul, ne-am dat seama că avem străzile cu alte suprafețe decât erau în hotărâri. Mulțumesc! Știu chiar pe cineva de la ATP-ul ăsta, OCP. Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Agenția, că la București e agenție și la București. Eu știu pe cineva de la agenție care acum se zbat să găsească bani europeni pentru a cadastra întreaga țară, care era proiect și propus să se facă de foarte mult timp. Da, o să mai este în urmă, domnul președinte. Este din urmă doar în legat. În Ardeal totul e pus la funcție. Dar la avut. Acolo, din Imperiul a fost Imperiul.
Această situație era de vremea la... Problema este că... Acolo e rezolvat. Aici pentru, la noi. Pentru privați, acolo unde constată plus măsurătorii cadastrale, chiar dacă eu stăpânești terenul la de sute de ani de la Străboșilor, actele, dacă are o suprafață mai mică decât cea care rezolvă măsurătoria cadastrală, ci în plus, trebuie să nu, nu-i proprietar. Deși, de drept, stăpânești de ani. De fapt, dacă e minus, e mai dacă îmi permiteți, domnul, această problemă s-a discutat, ea nu, ea poate fi trecut undeva, într-o situație, și apoi se va vedea exact ce se întâmplă cu ea. Nu e posibil ca un cetățean care a plătit mulți ani, avea posesia și actele diferă, ulterior se va reglementa ce se întâmplă cu această suprafață. Că nici așa nu poți, ei spun să le trecem în domeniul public. Cum să trecem în domeniul public, 20 de metri pătrați, care are iar o grădină spre păduri. Și stăpânește de 50 de, stăpânește de 50 de ani. Deci aici vom vedea ce se întâmplă, dar nu cred, nu cred că pot să iei unui cetățean care a avut dreptul de proprietate, a avut posesia și această măsurătoare e diferă. Să fac și acele corecții la orizontală, sunt toate. Aici, domn primar, dacă, dacă îmi permiteți o, o rugăminte pentru data viitoare, pentru cetățeni special, să pregătească urbanismul și juridicul un raport care să facă câteva precizări legislative din punctul ăsta de vedere, pentru că nu știu dacă am impresia că un anumit procent poate să depășească și nu este considerat literal, adică ei un metru sau 10 metri sau nu știu ce, trebuie să depășească peste 10% sau 5%. Maxim 10%. Cât? Maxim 10%. Maxim 10%, da? Deci am știut bine. Dacă depășește mai mult de 10% de suprafața care o are în acte față de ce este teren, atunci se face acea posesie, intrare în posesie. Dar ar trebui să facem un subiect de informare pe tema asta, dacă să aveți rugămintea să dispuneți chestiunea asta în aparatul primăriei. Supun la vot, dacă nu mai sunt alte discuții, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute pentru suprafața totală de 27,5 m pătrați în favoarea E.ON Distribuție România S.A. în scopul realizării investițiilor în locuire PTM numărul 25 cu PTAV Târgu Ocna și extinderea aleei a 0,4 kV și branșament trifazat la rețeaua de energie electrică la halta de mișcare Târgu Ocna. Comisiune? Comisiunea pentru urbanism, aveți favorabil. Aveți favorabil cu Comisiunea Județeană. Dacă sunt discuții. Nimeni nu dorește să știe să... Pentru da? Bun. Dacă nu considerați că trebuie să mai primim și informații pentru cetățeni, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Unanimitate de voturi și acest proiect a trecut. Proiect de hotărâre privind darea în folosință temporară cu titlu gratuit a unei suprafețe totale de 1647 m pătrați în favoarea SECE Compete S.A. în scopul realizării investiției în locuire conducte țiței de diametru 10 țori și 3 sferturi, Vermești, Târgu Ocna, Rafa Unește, zona Gara Godevil, Târgu Ocna, Monumentul Poieni, pe o lungime de circa 2 km. Avizul comisiilor? Favorabil. Aici ar fi o singură chestiune, dacă totuși nu există posibilitatea să le percepe o taxă pentru că terenul în proprietatea noastră. Nu știu. Știu că cei care au amplasate sonde, de referabil, zona Moineștiului, cei de la Petrov, sunt obligați să plătească o taxă pentru terenul pe care îl folosesc. Aici, nu știu, pentru intervenții, nu știu, nu știu, dar dacă există vreo explicație mai, mai clară, nu poate oferi cineva așa. Legea le permite, având sândrețele de interes public, a existat conducta acolo și ei, într-adevăr, ce spuneți noastră, pe proprietățile private, pentru că între timp s-au schimbat, au fost niște avize sau niște... Au acceptat cetățenii la vremea respectivă, sau acum nu obțin acceptul și sigur că îi despăgubesc.
pe domeniul public, îi spun că fiind așa cum se întâmplă și cu eu, nu? Deci ar trebui, așa cum spuneți dumneavoastră, să încasăm ceva, îi spune că trebuie să-l oferim utilul gratuit, deoarece a existat conducta acolo și ei respectă aproape același trasă. Aș fi cumva reactivează raful de ce locuiesc ăștia bursă? Care e, de fapt? Haideți ca să vă spun că am avut o discuție cu ei și au spus că este o conductă strategică pentru România și știu, este bine știu, știu. Adică la ora actuală nu există o conductă care să transporte petrol în caz de știu eu ce probleme care ne depășesc pe noi, dar ei au rugat și chiar și instituții care se ocupă de strategie și de chestiuni mai importante au spus că este bine să facem această conductă. Să existe această rețea de transport. Cândva se va mai transporta pe ea ceva, nu știm exact ce. La faptul că cineva investește și vor să repare, așa cum au fost atâtea abandonate și ați văzut că, de exemplu, Petromul a renunțat la conducte și cară cu cisternă. Dacă această conductă care este completul este o societate a statului român. Este o societate a statului român. Cine a hotărât să facă investiții, știi de ce. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Doamna Loreacu, va fi. Cine este împotrivă? Unanimitate de voturi a trecut și acest proiect de hotărâre. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, strada Crizantemelor numărul 14E, extravilan pentru investiția construire, locuință, subsol, parter și mansardă, garaj, împrejmuire, teren și raport la utilități, beneficiar Dudu Chică și Dudu Daniela. Comisiile? Comisia juridică? Aviz? Eu nu. Dați-a vot. Nici noi. Dacă sunt discuții. Eu vreau să trecem. Dacă acest teren este extravilan, cum se spune, înseamnă că pozul planul urbanistic zonal este nevoie pentru trecerea din extravilan în extravilan sau pentru ce este necesar neapărat acest poz? Doamna Bălărească. Am trecut și în raportul de specialitate. Pozul se realizează pentru, într-adevăr, pentru intrarea în intravilan a unor terenuri sau schimbarea de categorie și de funcțiuni care se pot realiza pe un teren. Da? Da. Ca să poată să obțină după aia autorizația. Da. Da. Bun, asta este. Dacă doriți, vă necesar pentru obținerea autorizației de construire. Da, dar nu știam dacă e trecut... E făcut în legile și în raportul de specialitate da, și făcut în legile foarte corect. Da, poate mai are cineva cazul de genul ăsta și să știe cum se procedeze. Dacă mai sunt alte întrebări? Mai poate să ținem cont pentru următorul lucru, să fie cuprinse și zonele limitrofe, să extindă zona intravilanului, pentru a permite și celorlalți care au interesul să nu întâlnesc situații de genul ăsta, că sunt destul de constitutivă. Mai sunt discuții? Da, domnul Rușescu, voia să spuneți ceva? Nu, punctul ăsta. Bun. Mi s-a părut că a fost o bună ridicată. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a trecut. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind analizarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna pentru investiția construirii unei locuințe, împrejmuire, teren și raport la utilități orașul Târgu Ocna, strada Podei, femeie, fără număr, beneficiar Șopron Felician. Comisiile. Comisia pentru care s-a desfavorat. Dacă sunt discuții, mă rog. Fiind dintr-o stradă limitrofă unde locuiesc, nu apar de fără număr. Ar fi fost bine să
fi arătat și vecinătățile. Și poate mi-l lămurește doamna Voleanschi. În planul de reglementări urbanistice aveți și aveți trecut pe planul de reglementări urbanistice. Haideți că vă spun eu. Peste pod la Dumache, dacă știți. În capătul podeiului este un podeț și în zona aia, chiar acolo, în coasta aia. Ca vecinătăți avem botezatul și paiul Vasile, cred, dacă nu creșesc. Ultimile e practic în capătul podeiului. Ca sugestii pe viitor, vor mai fi puzuri, puduri, să indicați și vecinătății. Chiar dacă nu are un număr. Dar oricum, la autorizația de construire va trebui și un număr administrativ. Bine, am înțeles, dar autorizația fiind apanajul, nu au construit. Dar însușim observația fiind corectă. Nu știu, surprins că la punctul precedent era trecut crizantemelor numărul 14 ie, deci era și număr, avea și stradă și tot, dar era în extravilan. Da. Culmea, deci, așa. Am înțeles. Deci o porțiune de stradă este prinsă în extravilan. Așa e prinsă, da. Deși proprietatea lui care este situată pe crizantemelor 14 ie, deci are și număr, are și tot ce trebuie. Iar la asta nu are număr. Mai sunt încă până la el doar câteva imobile acolo, deci ok, o să se reglementeze micile astea anomalii, dacă mai sunt discuții. Dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc cu unanimitate de voturi, a trecut și acest proiect de hotărâre. Numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru investiția, construirea acoperiș la construcția existentă din orașul Târgu Ocna, strada Cenegrin, numărul 13, fost magazin unic, beneficiar cu Ciuchilie. Comisiile? Dacă sunt discuții. Întrebări? Da, vreau să știu mai mult de amănuntă. Lămuriri din partea compartimentului. Oh, aceeași cu partea la ce detalii aveți? Înălțimea acoperișului, dacă are aviz de la vecini. Deci, planul urbanistic de detaliu, odată, într-adevăr, reglementează modul de ocuparea, de utilizare a terenului, adică pe înălțime. Acoperișul la faza de plan de detaliu nu se ia în calcul foarte mult. El nu spune că va avea înălțime de dat până la de, până la. Da? La faza de acoperire, voi avea o secțiune clară cu înălțimea acoperișului. Da, dar până la cât? Aici e problema. Sigur, imediat răspund dacă nu dați, voi da o secțiune. Dacă există? Pară? Pară cu metri, pară? Ca și propunere pentru planul urbanistic de detaliu, înălțimea construcției existente la ATIC este de 8,10 m. Înălțimea propusă la coamă este de 13,45 m. Ea are, într-adevăr, luați un calcul înălțime de 5 metri, având o suprafață foarte mare, de 1000 și ceva metri pătrați, are nevoie de o anumită pantă minimă pentru scurgerea apelor și a zăpezii. Rezistă, are avizele Inspectoratului de Stat în construcție, tot? Sigur. La faza de autorizare va avea acordul de la ISC. PSI? Sigur, tot ce are nevoie. Va rezulta și o mansardă acolo? Nu. Solicitarea este pentru construirea acoperișului. Domnul Bunfrică. Nu că aș fi împotriva proiectului de hotărâre, din contra, dar legal ar fi fost să nu s-a apuce de lucrare înainte de a aviza. Sigur că s-a apucat. Păi s-a apucat? Da, deci voi fi împotriva. Păi cum? S-a aplice legea, nu? Mergem și vedeți. Sigur, mergem și vedem. Fără nicio problemă.
materialul cărat nu înseamnă că va face ce vreau. Dar dacă nu, dar înseamnă că Consiliul poate că avea un rol decorativ, adică din moment ce îți duci materialul, e ca și cum treci prin Consiliu așa. Îndeplinește condițiile prevăzute de legea, deci nu fie greutăciune. Am spus că nu se pare împotrivă, a fost corect. Avem niște nu sunteți împotrivă, sunteți mai mulți? Eu nu știu cine e acest domn, îi cântăm bun atunci de proprietar. Și am alt proprietar. Ăsta e de drept și ăsta e de... Poate este de drept să dai de fapt. Ultimul proprietar este. Dar eu cred că... Ăsta e mână moartă, Mihai. Problema e să respecte destinația autorizației. Cred că cu toții trece vreo acolo, eu n-am văzut ce poate și făcut, nici măcar în chemul. S-a început lucrarea. În ce sens s-a început lucrarea? A spart acoperișul în sistem sau ce? Dacă am pus materialul la sol sau chiar și pus pe acoperiș, da, că a început lucrarea. Tot pe domeniul public și acolo ocupă locuri de parcare, chiar dacă s-au adus materialul. Comisia de urbanism va trebui să meargă, deci în conferință, dar... Ok, fără nicio problemă. Chestiunea este felul următor. Deocamdată, noi avem un proiect de dezbătut aici. Dacă suntem împotriva lui, pe chestiunile care ne-au fost prezentate sau nu. Restul, să se aplice legea, vorba domnului Coșeț. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu sunt la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Mănciucă, cine se abține? Domnul Roșeț. Vă mulțumesc, a trecut și acest proiect de hotărâre. Nu e rău să te faci pe informare că s-au discutat acestea în Consiliul Local. Bun, punctul 13. Informare privind organizarea manifestărilor cultural-artistice zile orașului Târgu Ocna 2016. Dacă sunt întrebări pe baza acestei informări, nelămuriri, ne n-am găsit. Vreau să primesc lămuriri. O prezintă domnul Ciubota. O prezintă. Te punem întrebări înainte, nu? Nu m-am ascultat. Nu trebuia prezentat în ședința precedentă. Păi n-a fost prezent cel care a avut inițiativă. Dar n-a fost nicio ședință precedentă. N-a fost prezent domnul Roșeț. Deci domnul Roșeț la ultima ședință. Un impediment major. Ziua de 15 august are o încărcătură simbolică pe plan local, sărbătoare religioasă Sfânta Maria, care a devenit patronul spiritual al orașului prin hotărârea Consiliului Local numărul 56 din 9-8-2007. Din anul 2000, în jurul datei de 15 august, autoritatea locală a orașului Târgu Ocna organizează manifestările culturale artistice zilele orașului Târgu Ocna. Anul acesta a avut loc a 16 ediție, în perioada 13-14-15 august, iar programul manifestării a cuprins ziua 13 august, campionat de fotbal juniori, întâlnire cu fiii orașului Târgu Ocna și reprezentanți ai autorității publice locale, slujba de ceremonie și premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. În ziua a doua, 14 august, a cuprins spectacol artistic susținut de talentele locale, ansamblul folclorii Gospodare de pe Valea Sălului și Ștefania Pătru, orchestra ansamblului folcloric Mugurel din localitatea Reni, Ucraina, spectacol artistic susținut de artiști naționali Ion Paladie, Harmonic, Trupa Septie, Adrian Sână și RM Band și Focul de Artificii. În ziua a treia, 15 august, au avut concursuri sportive, campionat de fotbal Bosvoi, concurs Open Shark Cupa Târgu Ocna, ansamblul național folcloric Daci Ghibe, ansamblul folcloric Edineți din Ucraina, ansamblul folcloric Haiduci din localitatea Anatol, Ucraina, ansamblul folcloric Ciobănaș din localitatea Sălăraș din Republica Moldova, grupul folk Rusinski din cetatea Albu, Ucraina, spectacol susținut de talente locale și artiști naționali, Analescu, Ada, Rubi, Gelu, Voicu și Tarați. La aceste manifestări au fost invitați și au participat reprezentanța ai autorităților locale, pe care orașul Târgu Ocna are încheiate acorduri de cooperare aprobate prin hotărâri de Consiliul Local, localitatea Vangar, Ucraina, cetatea Albă, Zatoca și din Republica Moldova, localitatea Cricova. Pentru bună desfășurare a acestor manifestări culturale artistice, Consiliul Local Târgu Ocna a aprobat prin hotărârea numărul 56 din 18.07.2016 alocarea din bugetul local a sumei de 200.000 de
suma aprobată a fost utilizată astfel. Pe buget alocat, tipul de cheltuială, producție artistică și tehnică, servicii conexe și alte cheltuieli necesare organizării eveniment, 187.500, premierea cuplurilor de 50 de ani de căsătorie, 12.500, total 200.000. Acestea au fost alocări, iar efectiv realizarea a fost în felul următor. Contractul 5.980 din 1.08.2016, servicii cu 10 axial Music SRL, 126.275 lei, artificii 10.000 de lei, organizarea eveniment centru informare turistică Parc Măgura 9.000 de lei, asigurare servicii delegații străine din Ucraina și Republica Moldova, localități cu care avem încheiate acorduri de cooperare, aprobate prin hotărâre de Consiliu Local, 30.610 lei, transport ansamblu folclorice din Ucraina și Republica Moldova 6.264, competiție șah Nicome Cupe 1.299,48, alte cheltuieli, așarte, suveniruri, etc. și alte materiale, 2.216 lei, premiere cupluri 50 de ani de căsătorie, 11.750, total 198.414,48 de lei. Veniturile au fost alocate din următoarele surse, sponsorizări, 29.880 de lei, bugetul local 168.534,48 lei, total 198.414,48. Dacă sunt alte întrebări, domnul, cu ocazia asta vă dau și cuvântul și vă și felicit ca și câștigător al concursului de șah. Da. De asta vreau să iau cuvântul, am glumit, nu vreau. Mulțumesc. Să mai fi și alte concursuri, să vedem. Da. Ca o concluzie, cred că de putere artistică a fost una dintre cele mai slabe ediții și nu trebuie să fii muzicolog să-ți dai seama, decât dacă ei după notorietatea formațiilor care au fost. Să nu au o notorietate față de alți ani. Și cred că sistemul ăsta i-a mai propus, cred că trebuie încercat și altă variantă. Cheltuie foarte mulți bani, nici artistii nu, nici prețurile nu sunt mici, deci dacă e o firmă să organizezi ea, va fi prețuri mari. Dacă vă amintiți, o frigărui era 20 de lei, practic ca la Michele sau nu știu ce. Deci, să cheltuiți foarte mulți bani, cred că ar trebui să încercăm, sigur, pentru că sunt o variantă de mijloc, ca și agenții economici locali să nu piardă, să-și poată expune ceva, să pot găsi ceva, dar sistemul ăsta cu mulți bani, cheltuiți foarte mulți bani, când am putea cheltui un sfert pentru zilele orașului, își aduc ei formațiile, poate. Că, până la urmă, repet, deci nici nu era din notorietate formații care ne-am adus noi prea mare. Talentele locale, ce mai vin din vecinătăți, din Moldova, sau mai știu ce, pentru un miliard de economisti, cred că putem găsi o soluție. Am mai spus asta, poate lua în calcul mai un an de zile, credem și altă variantă. Cam asta am văzut eu. Și nu, iarăși, de putere artistică, niciodată nu pot să satisfaci toate gusturile, nici nu vrem asta. Dar poate că măcar să obținem o medie între bani și calitate. Da, cam asta e. Părere personală, deci nu e. Din părere personală. Dacă mai sunt alte întrebări, pe domnul autor. Domnule, probabil că asta costă muzica, 126.275, nu? Da. Serviciile. Organizarea eveniment, centru informare turistică, 9.000 lei. Luminați-mă și venit, ca să înțeleg. Bun, am întrebări, domnul. Mai aveți, domnul Iarul? Da, sigur. Nu, nu, domnul Iarul, dacă mai aveți. Domnul Maciuc. Eu aș spune de al treilea punct. Asigurarea servicii delegației străine din Ucraina și Republica Moldova, localități cu care avem încheiate acorduri. O simplă întrebare. 30.610 nu este o sumă mare pe banii noștri? Doriți noi? Explicații la sumă. Doriți da. Explicații la sumă. Da. Doamnă Roșeță. Da. Eventual și firmele care au beneficiat de acești bani. Dacă se poate. Deci când am discutat organizarea evenimentului în ședința Consiliului Local, am aprobat mare generozitate, o sumă destul de consistentă pentru organizare. Și vă spun în mod sincer, am întâlnit din discuții cu diverse cetățeni, sunt domnule, ce faceți cu banii aceia? De ce ați aprobat așa sumă? N-am putut decât să dau din nume. Însă, observ că din suma aprobată,
cea mai mare parte a fost în contract încheiat cu Axial Music SRL Bacău și aici a fost cumva telegrafiată suma. Rog să se detalieze în ce constă cheltuirea acestei sume. Și la fel, asigurarea serviciilor delegaților străini. În ce constă? Cât e masa, cât e cazare, cât e... Da? Sinteză celor două întrebări. De ce, din ce se compune suma Maxia Music? Așa. Și doi, pe ce au fost cheltuiri cu delegația de la... Așa. Pentru că celălalt de sume sunt mai nesemnificative. Dar aceste două sume sunt o leagă mai mari și trebuie justificate. Mai sunt alte întrebări? Mai sunt sau puteți vota? Da, în ceea ce privește contractul cu Axial Music, a fost pe două bariere. Una, închirierea scenei, deci tot ce a fost sistemul de sunet și lumini și scena. Și tot în cadrul acestui contract a fost și prestația artiștilor, atât a artiștilor locali, cât și a artiștilor naționali, care au fost invitați. Ceea ce propune domnul Cristian Bocchi are perfectă dreptate și noi ne-am confruntat cu problema că atunci când dorim să organizăm un eveniment de așa învergură și într-un timp scurt, nu întotdeauna găsim la prețuri convenabile prestația de către grupurile de renume ale vremii. Anul acesta a fost un an în care s-a finalizat Consiliul Local în luna iunie, s-a finalizat în luna iunie. Și ar trebui ca pentru anul viitor, și vom veni din executivul, vor veni cu propuneri, din timp util, pentru că dacă nu antamăm niște discuții și nu încheiem niște contracte cu firmele, cu trupele în vogă ale vremii, din timp, știu eu, din primăvară, acestea sunt prinse în diverse contracte în alte localități. Și atunci, ca să se rupă dintr-o localitate din aia, se cere o sumă aproape dublu. Din cauza aceasta, nu am găsit în scurt, în ultima lună, luna iulie, sfârșitul iulie și începutul august, trupe disponibile. Avem și problema pentru că 15 august este exact în mijlocul verii, în mijlocul sezonului estival, când toate trupele sunt cantonate pe litoral și atunci lor nu prea le convine să vină de acolo să se rupă, pentru că pierd două zile, o zi transport dus-întors, o noapte de cazare. Și nu-i găsim. Dacă vom face un contract în timp util, îi găsim la prețul convenabil. Eu nu știu ce putem să facem. Asistența socială adică face parte dintr-un alt capitol. Ajungem la același lucru pe care l-am zis eu, la când s-a votat, deci urcând de turist pe bani publici. Nu este un turist pe bani publici, este o acțiune este care foarte mare. Eu nu știu dacă e mare sau mică, eu vă prezint aici doar cifre. În ceilalți ani au fost sumele similare și în delegațiile străine au fost în jur de 50 și ceva de persoane. Dacă împărțim 50 ceva de persoane la suma asta, cu cazare și masă, o să vedeți că este o sumă onorabilă și să știți că toate acestea s-au făcut prin negociere și prin aportul și societăților comerciale. Vreau să vă spun că societățile comerciale implicate aici au venit și cu o parte din sponsorizări. Deci nu credeți că cineva s-a îmbogățit sau cineva a avut foase neconsolizări, dar Moldova a reușit să facă zilele orașului. Slănii Moldova are particularitate. Nu analizăm aici activitatea altor unități administrative. Da. Cu privire la transportul ansamblului artistice, 62.264 sunt două transporturi. E un autocar care s-a plătit pentru transportul celor din Republica Moldova de la graniță la aici și înapoi și transportul unui ansamblu din Ucraina care tot la fel i-am preluat de la graniță și până aici. Așa am fost și noi când am fost, preluați și cu elevii de la liceu, noi ne-am ocupat de partea română, ei s-au ocupat de transportul din partea celor două țări. O astfel de acțiune de reprezentare când administrații publice locale din alte două țări ne-au onorat cu prezența, nu este de aici de acolo și în toate unitățile administrative teritoriale și mai ales cele care au profil turistic, au loc aceste tipuri de vizite atunci când sunt evenimente publice.
plătite cu bani mulți de la bugetul local. Am înțeles. Domnul consilier, haideți să nu spunem mult sau puțin. S-au plătit banii cei care au prestat serviciile. Și aici fiecare firmă nu a prezentat în pachetul de servicii nimic în plus. Sunt prețurile pe care sunt practicate pe piața din ziua de astăzi. Da. Mulțumesc. Cred că suntem subiectivi când spunem că e mult sau puțin. E subiectiv să vedem ce comparăm și ce facem. Putem compara cu celelalte orașe care s-au descurcat, da. Pomănești, de exemplu. Deci, veniți cu analiză, facem și noi cum fac ei, dacă ies la anul, poate că varianta asta e mai bună, poate că e varianta noastră mai bună, poate ne-am înșelat noi, poate s-au înșelat ei. Da, totuși, trebuie să luăm în calcul că ulterior, după ce a fost evenimentul cu zile orașului, o firmă din Tegovna a încercat un eveniment la o lună de zile, un eveniment în Parcul Mădura, și au fost implicați și acele, cum se cheamă, cluburi de montă, de motocicliști și susținătorii muzicii rock. Și a fost un succes pentru oraș, pentru comunitate, dar așteptările organizatorilor au fost mai mari. Pentru că a spus și dumneavoastră probabil atunci și logistica la respectivă permitea ca să aibă un public mult mai numeros. E dificil localitatea, asta este capacitatea ei. Da, dacă mai la anul împreună dumneavoastră veți decide, atunci când facem bugetul la început de an și când vom prevede sume pentru așa ceva, vom decide atunci dacă varianta asta de organizare de către instituție și cu firme e un succes, dacă nu găsit o formă de a cesiona acest eveniment și s-ar putea să fie, au fost discuții și anul acesta în Consiliu. Și în Consiliul vechi, dar și în Consiliul nou, pe care din cele două variante să mergem. Și s-au optat pentru varianta asta. Sigur, foarte sensibilă asta este legată de Agenții Economici din oraș, care, de fapt, au fost foarte puțin. Au avut prioritate cu toți Agenții Economici din Tegovna, da? Care au dorit. Și sunt două exemple din gest foarte vechi și foarte importante, care nu au fost. Nu au dorit să vină. Nu au dorit, dar să zic că înseamnă că nu face neapărat pentru Agenții Economici din Tegovna. Da. Ăsta e argumentul, într-adevăr, care sigur să ne facă să mai menținem varianta vechi. E sigur că, de fapt, nu prea mai stă. La ediția la care am ajuns. Și eu nu mai spun numele societăților care nu au venit. Sigur, da. Și asta înseamnă că efortul care se depune acolo versus rezultatele economice... Da, spun chiar răsiguros că tu dați economici. Dar vă face de... Acum... Nu au participat două firme. Știu, la ce știu. Da, exact. În cauza că s-a tras linia, se intră în parcă. De ce? Deci, înseamnă că nici măcar nu puteți să fie și de aia nu s-au înscris cele două firme de care ziceți. Da, să știți că totuși evenimentul care a avut... Pentru că tras linie și nu ce se trebă... E cu atât mai mult, deci argumentul că susținem economia locală e mai mic. Înseamnă că la logica asta, dacă două firme de importante de Tegovna nici măcar n-au venit, deși au beneficiat de facilități. N-au fost, n-au fost. Deși au beneficiat de facilități, adică nu li s-au pus taxe de participare, nu li s-au pus nu știu ce condiții de sponsorizare sau nu știu ce la organizatori, înseamnă că nu-i mare business. Și ar trebui să ne gândim că în condițiile în care le mai pui și taxe, nu o să fie nici atât. Și înseamnă că va trebui să luăm în calcul dacă mai organizăm un eveniment sau nu mai organizăm. Da, mai agenții economici care au decis ca anul acesta să nu vină din Târgoca, să nu vină în parc, au avut restaurantele și terasele deschise în oraș și publicul s-a mișcat, că până la urmă, în 3 zile de sărbătoare, nu stai numai la aceeași masă. Și toate terasele din localitate au fost deschise, au avut public, pentru că noi aveam găsit câte o, aici colo câte o cameră de cazare și am avut un loc pentru a organiza masă. Revin la ideea. Vorbim doar cu scurile de specialitate, funcțează iar prețul de tot și atunci și nu mai dăm 1 miliard și ceva pe mână super. Nu am dat 1 miliard. Pentru anul viitor nu e pornit nicio discuție. Nu, poate că nu funcționează. Am avut un cap. Am făcut o motocicletă. Bine, motocicletă cu harlog, nu știu cât să mai sunt la orașul ăsta, poți să fie să stau la harlog. S-a mai organizat acum 2 ani un eveniment. Și
și dar este dificil cu timpul de muzică și dacă, chiar dacă nu au fost la cele mai înalte trupele cote, din cele mai, topurile cele mai înalte, să știți că au fost din toate categoriile. E cel mai complicat să faci program artistic, pentru că zilele orașului nu e sărbătoarea personală a cuiva, nu ar fi așa când poți să... să aduci doar muzică populară sau doar ușoară sau doar pentru tineret sau tot pentru ăsta. Au fost din toate categoriile. Duminică ne-a blocat puțin sau nu au ieșit lucrurile cum ar fi trebuit să iasă, pentru că am fost blocat și de ploaie. Și nu a fost corect din partea noastră și deși prestatorii erau acolo, formațiile erau pregătite, nu era corect să urci pe scenă când ploua și nu era nimeni. Și a fost și am blocat desfășurarea începerii cu două ore, o oră în primă fază, după care am mai prelungit pe o oră. Când am văzut că lumea începe să vină, atunci am comprimat celelalte. Și fiecare din cei care au prestat în ziua de zi, am zis, da, domnule, reducem fiecare cu 10 minute, un sfert de oră din... Asta pentru că... Prima zi a fost de doliu, a fost și mai complicat. A fost și cu problema cu doliu, s-a suprapus, contractul era semnat. Ideea este că cetățenii orașului nu au fost, nu și-au exercitat opțiunea pentru anumiți cântăreți, muzicieni, să zic. Deci pur și simplu ni s-au impus. Vreți formații de la Ucraina. Au venit. Înțeles? Și e simplu acum și eu, dacă facem aici în sală un sondaj, o să vedem că din 20 de persoane de la masa asta, sunt 20 de idei. Și sunt două proverbe așa la codul general. E ușor a dat 25 la fundul Alpeia. Nu, să știți că e cel mai greu și chiar... Când comanzi pe banii Alpeia, votezi acolo că îl vrei pe Michael Jackson. Păi, dar vreau să comandă pe banii Alpeia. Și la Body Mormon, sigur, ca cetățean, așa, vorbești sau nu știu ce. Și doi la mână... Particip la toate evenimentele și cea mai dificilă pentru mine este stabilirea listei. Și domnul Hai știe cât de complicat este atunci când se face un eveniment. Păi să sunt pe specialiști atunci. Să fie o formație care vrea. Nu aveți nimic împotrivă. Credeți că trei zile, în aceste zile personal, întregi instituția a stat acolo, n-a plecat nimeni de acolo și am fost la dispoziție, n-a fost chiar simplu. Dar asta este activitatea noastră. Și a doua zicală este că după război, mulți vitești arată. După asta, după ce s-au organizat evenimentul, după ar fi putut să fie mai frumos, mai ieftin, mai... Ce nu-i vorba de vitești, domnul consilier. Este vorba de prețul care rezultă din... Corect. Nu-i vorba de vitești, domnul Marie și de alte vitești. Domnul Iarnă, la un centru de informare, 9.000 de lei, mă gândesc că... Da, v-am spus ce regret major am eu și eu, de fapt, am și propus o data trecută, dacă vă aduceți aminte, înainte de a fi evenimentul. Am zis cine dorește din partea Consiliului Local și atunci chiar am făcut propunerea ca domnul Băciucă să facă parte din comisiile care avizează aceste sume și aceste contracte. Să fie acolo în miezul problemei, să stabilească, domnule, am avut alte opunere, oferte. Deci chiar dacă fac parte dintr-o comisie, nu am drept de veto. Dar nu trebuie să aveți drept de veto. Nu puteam anula cheltuirea banilor astea, 30.000. Dar nici nu trebuie să aveți drept de veto. Dar ca să fiți informat, să fiți în mezul cu comisie și să vă puneți punctul de vedere, puteți. Consider că sunt informat. Puteți. Și putea să spuneți atunci, uite domnule, e prea mult, uite avem să luăm oferta asta, că este prea mult. Când am votat în Consiliu, da? Vă uitați și să vedeți. Păi, că v-am spus de atunci că sunt orașe, precum e Suceava, care a alocat doar 100.000 la zile orașe. Domnul Consiliu, nu vreau să vă întrerup, da? Sau să vă contrazic, dar să știți că nu este chiar așa. Și dumneavoastră sunt convins că ați participat la multe evenimente și dacă un eveniment de natura lui Bogna, astea sunt costurile. Dați-mi voie să mă îndoiesc cât costă un eveniment organizat de Suceava sau de Bacău sau de localitate. Cu excepția dacă este un eveniment pregătit cu 2-3 ani înainte, când se implică un trus de presă și atunci vin ei cu, de exemplu, radio, nu știu care, vine și își promovează produsele lor. Plus de asta, fiecare chestiune de contractare poate să aibă un anumit specific. Faptul că, de exemplu, Florin Pierzic
a venit la Târgu Ocna și a susținut două spectacole cu 200 de milioane de lei vechi pentru faptul că a venit din prietenie și pentru o manifestare extraordinară de Salina Târgu Ocna, asta nu înseamnă că și la alte manifestare se duce pe aceiași bani. Deci nu trebuie să facem comparații. Poate la Suceava s-a dus Margareta acolo și a cântat degeaba, pentru că a vrut să-și facă reclamă acolo, la Suceava. De asta, încă o dată, rugăminte, dacă sunteți sceptic pe o anumită chestiune, pentru că cumva mă doare și pe mine chestiunea asta, că se pune un semn întrebări și că autoritățile locale ar fi nu știu cum. Nu se pune semnul întrebări. Sunt sigur că aveți fracturi, sunt sigur că toată suma este acoperită de, de acte. Pe mine mă doare altă treabă. Deci persoanele însoțitoare ale persoanelor cu dizabilități nu își au banii, da? Haideți să vă amestecăm lucrurile una cu alta. Nu sunt bani. Luna de zile orașului, persoane cu dizabilități tocmai primise și nu numai persoane cu dizabilități, ci toți cei care aveau drepturi de ridicat de la primărie le-au primit și le primesc în continuare. Iar acum o persoană cu dizabilități a fost o problemă și este o problemă de ani de zile. Nu acum a apărut. Este o problemă cunoscută și nu trebuie să, acum emisiunea fiind legislată și prezentată public, să folosim o categorie de oameni din orașul ăsta pe care să... Nu o folosim, nu e corect. Nu e corect. Haideți să nu fim populiști. Domnule, vă rog personal, haideți să nu fim populiști. Haideți, implicați-vă dacă aveți suspiciuni sau aveți altceva de spus. Implicați-vă mai mult și haideți să fim oameni înainte de toate. Dacă mai sunt pe acest punct de informare, dacă mai sunt discuții, dacă mai doriți alte... Simplificați, deci, și așa... Da? Vă mulțumesc mult, acest punct nu se supune votului, așa că...